Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să fii mulțumit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6. Când vorbești despre mulțumire, unii cred că ești împotriva progresului. Nu. Apostolul Pavel spune că mulțumirea nu vine niciodată din exterior. Reclamele de la radio și de la televizor încearcă să ne convingă că mulțumirea nu este posibilă fără produsele lor. Nu te lăsa ispitit. Dorința de a avea mai mult poate fi de neoprit. Câte vreme crezi că mai bine înseamnă mai multe, nu vei fi niciodată satisfăcut. De ce? Pentru că nu vei putea trăi suficient de mult ca să ai totul. Gândește-te puțin. Când obții ceva sau când realizezi ceva, ai măcar timp să te bucuri de lucrul acesta? Sau pornești în galop spre altceva, fără odihnă? Pentru a evita să îmbătrânești prea devreme sau să ajungi înțelept prea târziu, citește aceste versete. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7. Când vei muri și lumea va întreba cât a lăsat, răspunsul va fi totul, inclusiv o moștenire bună sau rea. În al doilea verset. Unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Dacă goana ta după lucruri materiale nu-ți mai lasă timp pentru Dumnezeu, reanalizează-ți prioritățile și începe să le schimbi câte vreme mai poți. Nu mai gândi, dacă aș avea o casă mai mare, un partener mai înțelegător, un anumit loc de muncă, o transformare radicală, un IQ mai mare sau acceptarea unei persoane anume și așa mai departe, atunci aș fi fericit. Lucrurile nu stau așa. Biblia spune în Psalmul 118, versetul 24, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Deci, învață să fii mulțumit.